Incendiile de vegetație din Hawaii au ucis cel puțin 80 de oameni. Au anunțat autoritățile locale, avertizând că bilanțul deceselor va continua probabil să crească. În același timp, eforturile de căutare a supraviețuitorilor sunt în curs de desfășurare, iar mai multe persoane sunt în continuare date dispărute. Acum, unii locuitori din orașul Lahaina, cel mai distrus de incendii, au primit permisiunea de a reveni la locuințele lor, pentru o perioadă scurtă și pentru a vedea ce a mai rămas din bunurile lor. Zona în care se află orașul vestului insulei Maui este în continuare fără curent electric, la câteva zile de la izbucnirea focului. Suntem oameni puternici, totul va fi bine, important este să rămânem cu toții împreună. Oamenii mă întreabă dacă vreau să plec undeva. De ce aș pleca? Aici este casa mea și aceștia sunt oamenii mei și aici trebuie să fiu. Deci vom face tot ce putem pentru a reconstrui tot. Am auzit explozii, nu știam ce se întâmplă. Un băiat pe bicicletă mergea prin apropiere și ne-a spus că focul este chiar în spatele casei. Așa că atunci am împachetat câte ceva, am luat câinii noștri și am plecat. Sunt norocoasă că am casa mamei, dar sunt copii și oameni în vârstă care nu au unde merge și au nevoie de ajutor. Mulți prieteni mi-au spus că au văzut o mulțime de cadavre. Potrivit autorităților din Hawaii, 17 oameni au fost salvați din apa oceanului, unde s-au adăpostit de flăcări. Guvernatorul Josh Green a descris situația din Hawaii ca fiind cel mai mare dezastru natural din istoria statului american. Flăcările au distrus o mare parte din orașul stațiune la Haina, autoritățile anunțând că reconstrucția sa va dura mai mulți ani și va necesita miliarde de dolari. Dezastrul a început în marți seară, când 3 incendii au izbucnit pe insula Maui, a doua ca mărime a arhipelagului, izolând partea sa vestică. Flăcările s-au extins atât de rapid încât unii oameni au reușit să se salveze sărind în ocean, de unde au fost recuperați de paza de coastă.